Cartea Iona, capitolul 3, citim 10 versete. Iona, capitolul 3. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat, s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive, el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele: oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, și oamenii și vitele se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are și de la faptele de asuprire de care sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va îndura Dumnezeu și se va căi, și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă, ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce area. Atunci Dumnezeu s-a căit de rău pe care se hotărâse să le-l facă și nu l-a făcut. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. L-am lăudat pe Domnul prin cântările noastre și este drept să o facem. Spunea David, cântărețul plăcut, în cântarea sa de la numărul 145 din Psaltire: mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă. Să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul, mari și mici, cum scrie în Psalmul 115. Dragii mei, din cuvântul citit, prin ajutorul, prin harul Domnului, prin rugăciunea dumneavoastră, prin bunăvoința noastră tuturor, vreau să am un cuvânt sub titlu: o salvare sigură de la o moarte sigură. Cu siguranță ați auzit de Iona, cel pe care l-a înghițit peștele, și copiii au auzit de el, așa-i? El a fost trimis odată, dar a refuzat și s-a dus în altă parte. Dumnezeu oarecum l-a silit și textul nostru începea cu cuvintele: cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. L-a trimis la Ninive și în primul rând vreau să observăm de ce l-a trimis și de ce această amenințare atât de crudă, de iminentă. În 40 de zile cetatea era atunci orașul numărul 1 de pe glob, capitala unui imperiu, urma să fie distrus. Scrie Iona 1 cu 2 că Domnul i-a zis: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și scrie în textul citit, capitolul 3, că mâinile lor erau pline de fapte de asuprire. Și ca atare, spune în versetul 9, partea finală, că mânia Domnului era aprinsă împotriva lor. Și acum întrebarea: de ce era mâniat așa tare Dumnezeu pe ei? Spune Cartea Sfântă la Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 18, când și de ce se mânie Dumnezeu? Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Atenție, vedeți dacă nu cumva ați făcut ceva și ar stârni mânia Lui. Împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care nădușe adevărul nelegiuirea lor. Dar știți că de la Adam Dumnezeu a spus clar: în ziua în care vei păcătui, vei muri. Dumnezeu se mânie pentru orice păcat. Iar când păcatele sunt foarte grave,
se acumulează, se înmulțesc, mânia lui Dumnezeu se apropie cu atât mai mare. Cum a fost și cazul din Sodoma, spune Cartea Sfântă la Geneza, capitolul 18, versetul 20, păcatul lor este într-adevăr nespus de greu. Acum, fiecare trebuie să se cerceteze pe sine, dar dacă ar fi să vorbim la modul general, ce ziceți dumneavoastră, îi mânia Dumnezeu pe pământ la ora asta sau nu? Este suficient păcat să atragă mânia lui Dumnezeu? Este. Încă mult și greu, chiar asemănător cu cel din Sodoma. Și la Dumnezeu principiul acesta a funcționat de la început și rămâne pentru toate vremurile. Apostolul menționează foarte concret în Roman 6:23 și scrie așa: fiindcă plata păcatului este moarte. Nu mor toți oamenii când păcătuiesc. Unii așa mor. Pe loc i-a lovit Dumnezeu. Vă amintiți cazuri din Biblie? Fiul lui Aaron, Uza, Ananie și Safira, iscoadele acelea 10 care au înnegrit imaginea promisiunilor lui Dumnezeu, alții mor în timp. S-a mâniat Dumnezeu atunci pe evrei, pentru că n-au crezut că îi duce în Canaan și au vrut să întoarcă înapoi în Egipt și au murit așa pe rând. Dar în 38 de ani au murit toți. N-a scăpat niciunul. A spus Domnul, când i-au zis unii, scrie în Luca 13, primele 5 versete acolo, că s-a răsturnat turnul peste unul, că pe alții a măcelărit Pilat. Și a zis Domnul Iisus Hristos, n-au fost mai păcătoși decât alții. Adică, trebuie să înțelegem din Scripturi că Dumnezeu se mânie pe orice păcat, pe oricine care păcătuiește, dar termenul de execuție, de pedeapsă pentru păcat, Dumnezeu îl stabilește. Că 40 de zile, că pe loc, că mai mult, că ani. Spunea Domnul aici, versetul 3 și versetul 5 din Luca 13, sunt la fel. Eu vă spun, dacă nu vă pocăiți toți, veți pieri la fel. Îmi spunea un frate, zice, un vecin al soacrei mele a fost prăpădit toată viața, nu mai spunem ce păcate, că nu e o plăcere, și l-a lăsat Dumnezeu să trăiască 90 de ani și a murit noaptea în somn. Da, dar spune Scriptura în Cartea Apocalipsei că vor învia toți păcătoșii și va fi o zi de judecată și apoi vor fi aruncați în iazul de foc și de pucioasă, care este moartea a doua. Deci vă rog să înțelegeți, și nu e o noutate pentru dumneavoastră, dar vreau să ne actualizăm datele. Dumnezeu se mânie pe păcat și plata păcatului este moartea. Este o moarte sigură, că mai degrabă, că mai târziu. Oare conștientizăm aceasta? Nu doar așa că îmbătrânim și cu vremea, cu vârsta, murim, nu, nu, nu. Oamenii nu mor din cauza că sunt bătrâni. Oamenii mor din cauza păcatului. Spune în 1 Corinteni, capitolul 15, citesc versetul 56, boldul morții, adică ceea ce ne lovește pe noi, aici este țintirea, boldul morții este păcatul. Închei ideea, dar nu uitați enunțul. Păcatul aduce o moarte sigură. Apoi, vă întreb, sau să ne întrebăm, de ce a mai lăsat Dumnezeu 40 de zile? Ce trebuie să înțeleagă oamenii când moartea asta sigură este amânată să fie pusă în aplicare? Cum spuneam, au fost cazuri când Dumnezeu i-a lovit pe loc. Sau mai mult, nu doar că Dumnezeu i-a mai lăsat 40 de zile, dar Dumnezeu le-a trimis această știre. De ce le-a trimis-o? Vedeți, Iona nu le-a spus să se pocăiască. Le-a spus doar că asta e sentința lui Dumnezeu. După 40 de zile,
moarte se cerea pe toți. Dumnezeu în bunătatea sa avertizează oamenii și le trimite un mesaj salvator. Și e bine că s-a organizat și aici evangelizare, că Dumnezeu să anunțe oamenii că sunt în fața unei morți sigure și ar avea o șansă. Ceea ce s-a întâmplat aici dovedește că Dumnezeu se poate îndura și în situația în care cineva este foarte aproape de moarte și Dumnezeu este foarte, foarte mâniat pe el. Dar se ridică întrebarea, care-i salvarea sigură de la o moarte sigură? Vă citesc spusele Domnului din Evanghelia după Matei, din capitolul 12, când a vorbit despre oamenii aceștia de la versetul 41. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta. În ziua aceea și-l vor osândi, pentru că ei, cei despre care citeam, oamenii din Ninive în frunte cu împăratul, s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și spune în aceeași Evanghelie, în 11:20, că Domnul a început să mustre niște cetăți în care făcuse minuni, semne mari, și nu se pocăise. Deci de ce Dumnezeu trimite mesaje de predicare, face lucrări speciale uneori? Pentru că și-a amânat pedeapsa pentru păcat în nădejdea că oamenii se vor trezi și spus așa scurt, într-un singur cuvânt, pocăința este o salvare sigură de la o moarte sigură. Știe cineva altă salvare? Pomeni? Doar fapte bune? Nu, nu. Nici măcar faptele bune nu te scapă dacă nu este o pocăință întreagă, și despre asta vă voi vorbi, că asta e salvarea sigură de la o moarte sigură. Repet, Domnul a spus că oamenii din Ninive s-au pocăit. Ei, prin ceea ce au făcut, n-au spus că s-au pocăit, dar conținutul a ceea ce au făcut ei, Domnul a identificat ca fiind pocăință. Cu alte cuvinte, să nu spună cineva, eu nu știu aici care e pocăit, care nu-i pocăit și care e pocăit, cât e de pocăit. Că scrie în Apocalipsa 2 și 3 că la 7 din 5 îngeri a bisericilor, la 5 din 7 le-a spus să se pocăiască. Și am spune noi că erau cu botez. Că unii s-au botezat, dar nu s-au pocăit. Știți ce spunea Ioan Botezătorul? Că unii se botezau să scape de mânia viitoare, dar numai botezul fără pocăință nu-i salvare sigură. E numai o păcăleală. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți roade vrednice de pocăință, că altfel se curea înfiptă și vine pedeapsa, că acum, că la judecata de apoi. Spune Apostolul Petru, s-a mirat când a văzut că Dumnezeu a chemat la mântuire și neamuri, evreii credeau că numai ei vor fi scăpați de la moarte. Și scrie în Cartea Faptele Apostolilor 11:18, că după ce au auzit cei de la Ierusalim că Domnul a dat Duhul Sfânt și la neamuri și mulțumim că a ajuns mântuirea și până la noi, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Fapte 11:18, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Pocăința, repet, este o salvare sigură de la o moarte sigură. Păcatul aduce moartea, pocăința aduce viața. Dar cum vă spuneam, nu așa o pocăință de formă, nu doar una nominală, una reală. Și ne ducem la Niniveni să vedem ce model de pocăință au avut, încât Domnul a spus că în ziua judecății vor fi dați ca exemplu. N-au avut o săptămână de evanghelizare, numai o zi. Și nici n-a apucat vestea să fie dusă până în capăt, că cetatea era de 3 zile. Restul s-a făcut împăratul, predicator, peste noapte, a dat un comunicat, el și mai mari lui. Mai tare m-aș bucura aici la Semlac sau de unde mai sunteți, să faceți ce s-a făcut în Ninive. Noi spunem acum seara, în speță eu, și dumneavoastră spuneți și la alții. Băi, uite ce s-a anunțat! Și așa să se facă evanghelizarea, ca și când nu era o amplificare, și dacă se adunau o mulțime de oameni,
Cel ce vorbea se auzea până într-un loc și alții strigau mai departe și trimitea vorba mai departe și mai departe, așa ca în cercuri concentrice. Și ăsta iară spunea ceva mai departe și iară duceau vorba. Așa se ducă Domnul vestea mântuirii. Și femeile aducătoare de vești bune să fie o mare oștire. Și copiii să spună la școală spre pocăință, nu? Mă, e libertate acum. Alții spun în condiții de persecuție, riscându-și viața. Să spunem oamenilor de salvare. Dacă Iona nu s-a dus, Dumnezeu l-a pedepsit. Că Dumnezeu a zis, spune în finalul cărții Iona 4:11, să nu fie milă de cetatea asta, că pocăința noastră stârnește mila lui Dumnezeu, că Dumnezeu e milostiv și plin de îndurare. De aceea amână El pedeapsa, că e bun. Spune la Roman, la capitolul 2, un cuvânt foarte clar, versetul 3, și crezi, omule, care, că vei scăpa de judecat. Că nu ești păcătuiești acum și mâine încă nu ești pedepsit, nu scapi. Judecata vine, versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, și asta înseamnă că păcătos fiind încă mai trăiești, asta e bunătatea lui Dumnezeu. Încă respiri, încă ai condiții de viață, te îndeamnă la pocăință. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o coboară de mânie, adică ești mai vinovat, că ai auzit, ai avut șansă. Pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Spunea un bărbat care a visat cu judecata, era atât de speriat, de șocat, a zis, nu știu dacă eu voi mai zâmbi vreodată în viață. Dar oricum de la judecată încolo nu se mai zâmbește. Că spunea Domnul, va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acum oamenii pot să disprețuiască. Citeam despre un grup de tineri care au vandalizat, știu eu ce alte banditisme au făcut în Africa de Sud, au fost aretați și urmau să fie condamnați la moarte. Unul dintre ei și-a amintit de biserică, a cerut să vină un capelan, s-a smerit, s-a pocăit de păcatele lui și l-a zrâdea în pușcărie cu spiritul lor tâlhăresc. El plângea de o parte și au zis ceilalți, băi, ce ești ca o femeie, îmi plâng păcatele. Și ca tâlharul de pe cruce spunea, sunt vinovat, sunt vrednic de moarte. Dar a durat așa nu știu cât și într-o zi au fost anunțați prin gardieni, astăzi aveți orar liber, puteți comanda ce masă vreți, mâine va fi execuția. Tot s-a opărit, n-a mai dorit nimeni să mănânce, măcar că puteau avea preferințe. Și acum, forându-l acestui băiat să spună către ceilalți, băi, acum ați devenit voi femei, plângărețe. Da, mă, dar mâine se moare. Eu nu știu că mâine sau poimâine, dar de păcat se moare. Dar știu azi că de pocăință scapi. Ce a zis Domnul către tâlharul pe cruce care s-a căit? Astăzi vei fi cu mine în rai, mărit să fie Domnul care e bun, slăvit să fie în veci. Haideți așadar să învățăm puțin din pocăința asta și ce credeți că puteți să luați foarte bine? Iona 3:5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, adică au luat în serios lucrurile. Cred că cei care ați venit aici, într-o primă fază, credeți că este Dumnezeu, că este judecată. Dacă ar crede și alții, s-ar apropia de biserică și de Dumnezeu. Da? Scrie în mod repetat în Cartea Faptele Apostolilor că pe unde mergea el și cu echipa lui cu slujirea, să citesc doar din 16:12, mulți dintre ei și din femeile cu vazele grecilor și mulți bărbați au crezut că vine judecata, dar pocăința ne scapă. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul, s-au dus acolo, au țuțat noroadele și au fost împotrivitori. Mai concret, a ajuns Pavel la Atena într-o cetate de filozofi și le-a predicat. Ce? Cam ce vă spun eu seara asta, spune de la versetul
31. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Dar până atunci, versetul 30, Dumnezeu ar vrea să nu țină seama de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni și de la Semlac să se pocăiască. Rezultatul. Și asta va fi și la dumneavoastră aici. Când auzit ei de învierea morților sau de judecată, unii își băteau joc, alții au zis, mai vedem altă dată, mai venim. Totuși, unii de-au trecut de partea lor și au crezut. De aici pleacă pocăința care te scapă de moarte, să crezi că e așa cum e scris. Spune Biblia că atunci când au venit plăgile peste egipteni și i-a bătut cel de sus cu piatră și cu foc și cu diferite alte nenorociri, cu lăcuste și cu păduc și cu muște, odată li s-a spus, vine o plagă peste vite, băgați punțile la adăpost. Și scrie acolo că unii au crezut și au pus vitele în grajd și au scăpat. Cei ce și le-au lăsat pe câmp au fost prăpădite toate. Bucuroși ori fi fost care au ascultat? Păi cu siguranță. Dar dacă alții au crezut și au avut grijă de vitele lor, măi, cum se face că noi uneori nu avem grijă de sufletul nostru? Cum scria Iosif Trifa, cel ce a înființat mișcarea oastei Domnului, că l-a întrebat pe un țăran care își ducea calul la apă, bade Ioane, de câte ori dai apă la cal? Apoi, părinte, e vă două ori pe zi, cel puțin. Și tot așa dau și mâncare. Dar citit în Biblie și rugăciuni, de câte ori faci? Apoi, părinte, nu prea fac. Măi, tu ții mai mult la cal decât la sufletul tău, mă. Dragii mei, Dumnezeu ne vorbește să luăm în serios. Ferici de cine ia aminte. Spunea Domnul tot mereu, ascultați și înțelegeți, nu fiți indiferenți, nepăsători, a, mai vedem, o fi altă dată, nu, nu. Acum, un unchi al soției a ajuns în spital în Timișoara, avea vreo 50 ceva de ani din familie de pocăiți, bolnav, și l-a vizitat fratele Avram Veveriță, care este un evanghelist, cu dar de la Dumnezeu, i-a vorbit așa pe lămuriță, la clar, și spune dumnealui, zice, eu i-am promis la Dumnezeu că mă pocăiesc odată când m-am răsturnat cu raba în Mureș, dar nu i-am spus când. Deci vedeți, omul când a văzut că e cuțitul la os, a promis pocăință. Dar acum oricum era tot cuțitul la os, că era cu cancer. Auzi, nu te poți pocăi când vrei. Numai în timpul de har care ți-l dă Dumnezeu. Și spune Biblia, nimeni nu se pomenească venit prea târziu. Ce ziceți dumneavoastră? Împăratul a dat porunca asta și oamenii s-or fi gândit să se pocăiască numai când mai era vreo 3-4 zile până să se împlinească cele 40 sau început de la începutul zilelor. Când au auzit vestea, că eu n-am auzit, eu apucat să spună. De la început. Să n-amânați, cum spune poetul, să n-amânăm că nu cunoaștem ceasul plecării noastre de pe acest pământ. Și am fost aici în sală copii, tineri. În toamna anului 2021 am fost marcat de două înmormântări. Una unui tânăr botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt, evlavios, în prima zi de facultate, s-a dat cu parapanta, a venit peste linie în altă tensiune și a fost electrocutat, a murit pe loc. A fost o tristețe, dar toată lumea a rămas liniștită că a fost copil credincios. La interval de câteva zile în comuna unde eu sunt eu originar, un tânăr care mai venise pe la adunare, cânta frumos la acordeon, știa din Biblie, a apucat cu lumea, s-a dus la liceu militar, la academia militară și a venit acasă în vacanță, s-a dus la ceva prieteni care tăiau lemne la un gater, s-a scăpat cu spatele, a intrat pânza de la circular până în plămâni, a murit pe loc. Au venit onoruri militare, l-au îngropat flancat de soldați, dar toată lumea era tristă, știau că-i pierdut.
Păi ți-ar fi gândit el că moare așa dintr-o dată? Auzi, când auzi mesajul pocăinței, pune-l în practică numai o dată dacă l-auzi. Asta mi-a dat să vă spun. Iona n-a predicat decât o zi. Și a fost destul. Oamenii aceia au crezut. Și au intrat, spune Scriptura, aici vă citesc, într-un regim de pocăință adevărat. Împăratul și-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu sac, a șezut în cenușă. Băi, asta nu-i ușor. Ia turnați-vă puțină cenușă fără sac, să vedeți cum e. Te scarpin. A trimis de știre, să spună. Repet, păi nu-i învățat nimeni cum să pocăiască. Noi nu vă îndemnăm să vă pocăiți cu sac și cu cenușă. Nicăieri în Biblie nu scrie Dumnezeu să pocăiască oamenii cu sac și cenușă. Dar asta au înțeles ei și în durerea lor au luat cele mai drastice măsuri. O zici, nici animale să nu mănânce. Nu știu, erau și animale de cam nepocăite, dar scrie în Geneza că și animalele își trecaseră calea. De la oameni sălbatici și animale se fac mai rele. Să se acopere cu sas, să strige cu putere către Dumnezeu. Ascultați-mă, aici e o taină. A venit odată la mine o fată, o femeie, ce se spun, 26 de ani avea, aici la biserică în Arad, aveam consiliere, miercurea, zice, vreau să mă pocăiesc. Foarte bine. Și eu am fost pe la adunare, dar m-am apucat cu lumea, așa. Miercurea viitoare, venit din nou, oarecum mai tristă. Zice, vreau să mă pocăiesc, dar, zice, nu-i ușor. Păi, să urci nu-i tot una cu să cobori. Următoarea miercuri, iar vine, plângând, ajutați-mă, vreau să scap. N-a zis că acum putem vorbi, că acum două săptămâni n-aveam cu cine vorbi. Tu crezi că e pocăința așa, să spui doar din buze, mă pocăiesc și eu, gata, mergem la rai. Nu. Un om prins în hamurile păcatului, în rele, nu scapă așa ușor de ele. O soră a soției s-a dus în lume, născut în familie pocăiți, dar de la 14 ani s-a dus, nu s-a botezat, a făcut toate rele. Recent, eu am luat un interviu de la Radio Unison Zalău, îl puteți asculta pe internet, a fost prins în cele mai mari mizerii, nu spun eu, că a spus ea la radio. Și spunea odată când ne-a vizitat, cel mai greu mi-a fost să mă las de droguri și de fumat, ca să nu mai spun de alte rele. Cunosc un caz în care iară în stricăciune ca și oamenii ăștia. Post, rugăciune, că a vrut să scap. Dacă te poți pocăi fără post, fără rugăciune, doar așa că spui, gata, îmi schimb stilul de viață. Așa cum a venit unul și a zis, eu până seara asta fumez, dacă mâine mă botez, depoi mâine nu mai fumez și nu mai fuma două zile. Și dar nu pot. Păi scrie în Biblie că oamenii își prins în cursa diavolului ca să-i facă voia. Eu cred că oamenii aceia au strigat, au postit din două motive, ascultați-mă. Unu, au luat-o în serios și au văzut că moartea se apropie și nu-i glumă. Și când vezi că vine focul spre tine, îi fii tu vesel, dar când începe să te ardă, pierd glumele. Și doi, au strigat pentru că țineau cu tot din adinsul să poată termina cu păcatele lor, să poată fi izbăviți, să fie liberi. David, dragii mei, omului Dumnezeu, este și el un asemenea model, spune în cartea Psalmilor 51, că atunci când a păcătuit, a strigat, ai milă de mine, Dumnezeule, spală-mă, curăță-mă. Și în felul acesta, în zdrobirea lui, spune el, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Eu am ajuns la înțelegerea că o pocăință adevărată presupune post. Știți pe ce motiv? Trebuie să te doară de păcatul tău încât să-ți piară pofta de mâncare. Vi s-a întâmplat vreodată să fii supărat să nu vei trebui mâncarea pe gât? Mă, ce supărare mai mare poate să fie decât că ești pedepsit să mori
și să uite Dumnezeu de tine pentru o veșnicie. Durerea aia trebuie să te facă să uiți de mâncare. Vă spuneam că Dumnezeu n-a cerut să se îmbrace oamenii cu saci, dar ascultați-mă ce le-a cerut când e vorba de o pocăință adevărată, mai cu seamă când păcatul este grav. Să citesc din cartea Osea, nu din Ioel, capitolul 2, versetul 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset, cu bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul milostiv și plin de îndurare, de lung răbdător, și îi pare rău de rele pe care le trimite. Și cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Că ăștia din Nineve nici nu știau dacă Dumnezeu se îndură. Au mers așa la risc. Dar au strigat către Dumnezeu cu toată inima și Dumnezeu s-a îndurat de ei. Mărit să fie Domnul! Am văzut la oameni astfel de stări de pocăință în care s-au prăbușit. Au plâns, n-au mai vrut să mănânce, de durere pentru păcat, au conștientizat că sunt vinovați. Să vă spun un caz. Am mărturisit o tânără de la Cluj în adunarea noastră. Ea era botezată, dar v-am spus eu că nu toți oamenii s-au pocăit când s-au botezat. Nu. Și se supăra, era nemulțumită de cum arată, scandaliza în familie, cu colegele, parcă toată lumea avea ceva cu ea. Și i-a spus la un frate, eu nu știu cu pocăința asta a mea, că zici că-s ca una nepocăită. Și fratele a zis, dar tu te-ai cercetat? Uite, dacă ai emoții, scrie pe o foaie și te mărturisești păcatele. Gata, s-a apucat să scrie așa o foicică, s-a pus pe genunchi și a spus, Doamne, dar chiar vreau să mă scap de toate păcatele. Și și-a dat seama că are mai multe păcate decât încăpea scrisul pe foaia aceea. Și-a luat una mai mare și-a ajuns la una A4. Și-a scris-o și pe o parte și pe alta. Și-a început să plângă și îi se părea că e murdară. Ba mai mult, își imagina că Domnul privește spre ea. Și în durerea ei, în sfârșirea ei, plângând, zbuciumându-se, se scutura de plâns și când ne povestea nouă plângea, l-a sunat pe un frate, ăsta s-a speriat. Ce s-a întâmplat? S-a un accident? Cineva e bolnav? Nu! Sunt îngrozită de păcatele mele! Ce să fac? Și fratele a fost îndemnat să-i spună, ia Biblia și citește la 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, unde scrie așa, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Și povestea ea, când am citit versetul, am simțit că își curge o apă peste mine, prin mine și mă curăță. Și am simțit că dintr-o dată fața Domnului s-a schimbat, nu mai era mâniat și mă privea cu drag. Mărit să fie Domnul! O zis de atunci, mie care îmi părea că în jur toți oamenii sunt răi, acum pare că-s bun. Că așa vrea diavolul să vezi că alții zrăi și de aia tu mai faci câte una. Nu, nu, nu. Trebuie să ne vedem vina din noi, să ne smerim și să ne întoarcem la Domnul cu toată smerenia, cu plâns, cu durere, că în felul acesta Dumnezeu se îndură de noi. În felul acesta, repet cele două valențe, pe de o parte să te doară că ești rău și pe de altă parte să strigi ca să scapi. Să vă dau o imagine așa simplă, plastică. Zic că doi oameni mergeau pe țărm și unul s-a scăpat în apă și a strigat, ajută-mă, ajutor! Și a spus, băi, stai, bă, ce strigi așa? Păi, dar nu știu să înot. Și ăsta pe țărm, zice, păi, nici eu nu știu, dar tu nu ești în apă. Păi, cum să nu strigi când îți dai seama că ești o moarte, sub o moarte sigură? Și în mod deosebit strigi când vezi o salvare sigură. Când ai către cine să strigi, au fost oameni care l-au naufragiat, dar n-a avut cine să-i scape. Dar Dumnezeu nostru și-a întins mâna de sus și vrea să ne scape. Dar întinde mâna în sus și strigă după ajutor să-ți vadă Dumnezeu căința, durerea să fie direct proporțională cu păcatul tău. Îmi spunea, văd că așa îmi vine exemplele acum, o tânără s-a botezat, dar și asta nu m-a botezat. S-a dus în lume.
Pe la 400 ceva de ani a început să o doară sufletul de păcatul ei, o cerceta Dumnezeu, nu mai avea liniște noaptea, ziua. A venit la biserică și într-o zi spune, vreau să mă mărturisesc. Vă rog să mă ascultați, durează vreo jumătate de oră. Că vă ascult în voi. A terminat în 5-7 minute. Dar a zis așa, mă simt mai ușoară cu 50 de kilograme. Că păcatul apasă. Spuneau frații de la Fodora Sălajului, caz concret, s-au trezit cu o femeie că a venit la biserică. Dar era împotrivitoare la pocăință, îi vorbea de rău. Și la un moment dat când predica un frate care era și proroc, a zis așa în timpul predicii, ascultă tu femeie care nu poți dormi, cine păcatele care le-ai făcut. Ea s-a autosesizat și a căzut în genunchi acolo între bănci. Și la urmă a întrebat, a mea o predica? Ea nu știu că e prorocia aceea. Și fratele a spus, da, Dumnezeu ți-a arătat păcatul fiindcă vrea să ți-l ierte. Și ea a zis, atunci vă rog să mă botezați, acum! Și fratele a zis, nu, noi nu facem lucrul cu nebăgare de seamă, tu trebuie să te convingi. Botezul este în urma credinței, să crezi că ești, să-ți recunoști păcatul, să te întorci cu dragă inimă la Dumnezeu, să crezi că te iartă și că ești salvat. Și zice, beata femeie, și la noapte iarăși vrea să mă chinui. Zice, nu, că dacă tu îți dai inima Domnului și noi ne rugăm pentru tine și tu crezi, Domnul îți dă pace. Și beata femeie spune, eu vă cred, dar dacă la noapte iar mă chinui, mâine de dimineață pe capul vostru. A doua zi s-au dus să o viziteze. Și-au întrebat-o, doamnă, soră, cum mi-or fi zis, cum ești? Am dormit ca un nou născut scaldat. Din tinerețe n-am dormit așa liberă, că Dumnezeu se îndură și îți dă pace, lasă iertare și binecuvântare. Să nu vi se pară smerenia asta care v-am propus-o cu post, cu zdrobire, să-ți vezi toate păcatele, să nu mai vezi că alții îți devină, chiar dacă sunt. Nu fiți ca Adam și ca Eva, nu că Eva și că șarpele, nu, nu, nu. David când s-a pocăit, n-a zis că îi devine Batseba că a umblat așa ispititoare. Nu, a zis, eu îți devină. Potriva lui Dumnezeu am păcătuit. Și Dumnezeu s-a îndurat și l-a iertat, i-a spus prin Natan 2 Samuel 12, Domnul te iartă, nu vei muri, că datorită păcatului ar fi urmat, trebuie să moară. Și încă ceva. Și închei. Scrie aici că după ce au recurs la pocăința asta așa severă, pe măsură necesității, Dumnezeu a văzut ce făceau ei, că se întorceau de la calea lor ce area. Și Dumnezeu a hotărât să nu-i pedepsească. Mai nu știu, în a câta zi s-a hotărât Dumnezeu. Hai să vă întreb ceva, dar să nu răspundeți ca să nu greșiți. Câte zile au postit ăștia din Ninive? Bă, să nu răspundeți, să nu greșiți, că așa nu știți. Poate au postit toate 40, nu să știu, adică 39, că una abia a apucat Iona să anunțe. Nu știu cât au postit. Nu știu când s-a hotărât Dumnezeu să ierte. Oricum, a trebuit să treacă vreo câteva zile ca să vadă Dumnezeu că li s-a schimbat nu doar regimul de biserică, că acum ne rugăm, cântăm, plângem, să se schimbe regimul de viață. A văzut Dumnezeu că sunt alte fapte. Acum, dragii mei, săptămâna asta se vede în primă fază dacă vreți să vă pocăiți să scăpați de moarte. Dar săptămânile următoare o să vadă în faza a doua. Să vadă că sunt alții sau nu sunt alții. Și că după o slujbă de asta de evanghelizare discutau oamenii la o cârciumă așa, bețivi cu subiectele lor, măi, s-o pocăit cu tare, nu mai vine să bea cu noi. Și altul spune, da, pocăit, a fost prea celuia rău, cum să se pocăiască ăla, du-te mă. Măi, că s-o pocăit, că nu s-o pocăit, unul zice, a, mă duc eu să mă lămuresc. S-a dus, vine după un sfert de oră înapoi, spune, băi, cred că totul s-a pocăit. Dar de unde știi? I-am văzut mașina aceea parcată, că ăsta vinde scândură, o fi pe aici, pe la magazine, și m-am dus repede că aveam o roletă la mine să mă sor scândurile. Că ăsta de când e înșelat? Măi, acum scâzi ce pe etichetă, așa e, așa scândurile de lungi. Ceva s-a întâmplat. Sau cum spunea o beată femeie de la țară, zice, păi, cu ce dovedești că te-ai pocăit? Ce s-a schimbat în viața ta?
ce duceam lapte la piață, dar băgam apă în el. De când m-a pocăit, nu mai bag. Dar să vă spun eu un exemplu așa pentru tineri, că în seara asta mi-ați fost dragi aici. Măi, ce m-aș bucura să fiți și pocăiți. S-a spus la radio acei creștini la Arad, o profesoară a povestit că o elevă de liceu a mers și a spus: vă rog să-mi dați nota 1 că am copiat la română, la teză. Asta era elevă bună, era dragă la profesoară. Cum să-ți dau nota 1? Nu te-am prins, gata, vreau să schimbe subiectul. Nu, am copiat, vă rog să-mi dați nota 1. Măi, dar și alții au copiat. Treaba lor. Mă, dar strângi media. Da, am copiat, așa ai drept. Și până la urmă vine întrebarea de fond. Ce te-a apucat? De ce vii să-mi spui că ai copiat? Și copilul asta, o adolescentă, o tânără, elevă de liceu, zice: eu acum mă pocăiesc, urmează să mă botez și numai asta îmi strică bucuria. Vreau să mă bucur că vreau să mă pocăiesc de toate relele. Da, trebuie să se vadă pocăința că se schimbă viața. Degeaba te căiești și spui: gata, Doamne, îmi pare rău, și eu iei de la capăt și ești tot același. Nu! Dumnezeu aude când plângi, dar Dumnezeu nu numai aude, Dumnezeu și vede și vrea să vadă care-s faptele. Și dacă viața s-a schimbat, atunci slăvit să fie Dumnezeu. Și întreba oamenii pe Ioan Botezătorul: noi în ce să ne schimbăm? Deci care ați înșelat să nu mai înșelați? Care ați fost asupritor și răi să nu mai, să deveniți blânzi? Fiecare să se corecteze unde trebuie să se corecteze. Și Dumnezeu să vă dea har, să strigați până scăpați de rele și să vadă întâi Dumnezeu și apoi să vadă și oamenii că ceva s-a schimbat. Imaginați-vă pe Zacheu, îl dau ca un ultim exemplu. Mai înșela, nu tare, dar s-a dus la săraci să le dea înapoi banii. Un astfel de Zacheu cunosc eu în țara asta. Avea o firmă cu cherestea, între altele, avea el mai mult. Și-a înșelat pe unul cu facturile, nu știu, n-au plătit, câte nu se fac. Și după câțiva ani, când s-a pocăit, el locuia în Bistrița Năsăud, în județ, s-a dus la Baia Mare să-l caute. Nu mai răspundea la telefon, firma nu mai figura la registrul comerțului că se închisese și stătea în Baia Mare în mașină, mi-a povestit personal: vreau să-i dau banii omului înapoi, Doamne ajută-mă să-l găsesc. Și așa Dumnezeu l-a călăuzit, ajunge la ușa omului, fost patron care a avut afaceri cu el, spune: pa, dumneata ești, eu sunt cu tare. Ce probleme? Păi știam, avut afaceri, l-a s-o temut că falimentase. Și spune: nu să-mi dai bani, am venit să-ți dau eu bani că te-am înșelat când am făcut afacerea. Și omul a zis: ei, dacă ești, ce lipsuri sunt, ce bine îmi prind banii ăștia, dar lasă-mă să te întreb, ce te-a apucat să faci asta? M-am pocăit, punct. Că asta înseamnă pocăința care te scapă de la moarte. Adică păcatele care duceau la moarte sigură, tu nu mai le faci. Tu ești vrednic de salvarea sigură. Ăsta e Dumnezeul nostru. Îi sfânt în vecii vecilor. Nu suportă păcatul. Dar în îndelunga lui răbdare ne dă ceva răgaz. Dar nu știi cât îi. Că mai ai 40 de zile sau nu le mai ai. Nu știi cât îi, spunea fratele Vasile Moloci, a fost operat la Târgu Mureș și a venit un frate după el, fratele Șumandea. Și fratele Vasile Moloci are vedenii și îi arată Domnul că în dreptul fratelui Șumandea, care a venit după el, un om la vreo 60 ceva de ani, da? O merită așa în bune condiții. Că îi se stânge lumânarea și spune Domnul: pleacă imediat. Zice: abia am apucat să mă duc acasă, dar în Târgu Mureș, acolo, de la spital până acasă. Și dă rețeta și ce, fug la farmacie să-ți iau, zice: nu te du tu, trimite pe altcineva. În seara aia au plecat. Că nu știe nimeni ceasul.
acesta fie ceasul pocăinței. Apoi ceasul judecății nu mai vine, iar pentru cei pocăiți moartea nu-i mai cu iminență de judecată. E doar cu așteptare până-i adună Domnul pe toți și începe lui, Sfânta lui împărăție. Apoi dacă au rămas pocăiți până la sfârșit în rai, ne întâlnim cu careva din Ninive, nu? Ne întâlnim și cu Iona. Spune, băi, frate Iona, eu am predicat de tine. Și altul spune, eu când am predicat de Iona m-am pocăit. Să găsească Domnul astăzi ocaziile să ne întoarcem la El cu toată inima, că altfel ajungem la o moarte sigură, dar prin pocăință este o salvare sigură. Amin.